Aș vrea să repet faptul că Grecia susține în mod dinamic cererea României de a intra în spațiul Schengen. Trebuie să se întâmple acest lucru și avantaje pentru România în urma acestei integrări vor fi foarte importante. Am avut ocazia să discutăm despre evoluțiile în Balcanii de vest. Credem că toate țările din Balcanii de vest își au locul în Europa și prin colaborarea noastră vom facilita integrarea lor. Am decis să lucrăm împreună astfel încât să fie convocată o primă consfăturie intergumentamentală în legătură cu Albania și cu Macedonia de Nord. Și aș vrea să-i mulțumesc domnului prim-ministru pentru susținerea pe care România o acordă Greciei în chestiune de interes național, mai ales în ceea ce privește acțiunile legale ale Turciei în Mediterana Occidentală. Și aș vrea să repet poziția fundamentală a Greciei. Grecia păstrează întotdeauna închisă poarta amenințărilor, dar deschisă poarta dialogului. Instrumentul, așa cum a zis și domnul prim-ministru Ciucă, pentru rezolvarea problemelor este dreptul internațional, nu sunt amenințările. Am avut oportunitatea de a discuta și chestiuni care țin de colaborarea noastră economică. Avem un comerț care ajunge la 2 miliarde de euro, dar avem perspective și mai importante. Avem mari companii grecești care activează România și vor să-și extindă activitatea investițională. Și avem mari vizite, mulți vizitatori, mulți turiști, mai ales turiști din Grecia, români în Grecia. Vrem încă și mai mulți. Vrem ca ei să depășească 1 milion de vizitatori, că s-au fost în anul 2019. Deja Grecia este o țară deschisă pentru vizitatori de-a lungul întregului an, nu numai în lunile de vară. Și cred că aveți și dumneavoastră deja un plan pentru cum putem intensifica colaborarea în turism. În cele din urmă, aș vrea să-mi exprim mulțumirea pentru faptul că am semnat un acord de colaborare în privința protecției civile. Nu uit ajutorul pe care ni l-ați acordat, răspunzând cererii noastre de a trimite pompieri care s-au aflat în niște situații excepțional de dificile, au dovedit spirit de sacrificiu și profesionalism. Avem cele mai frumoase amintiri legate de eroismul pompierilor români. Acest eroism a reprezentat și punctul de pornire pentru a începe această colaborare în domeniul protecției civile. Sperăm ca pompierii români să fie prezenți în Grecia mult mai frecvent, să colaborăm cu ei. Și în privința extinderii la nivel european a mecanismului de protecție civilă, recurgând desigur și la mijloacele de protecție aeriană și nu numai.